Vă salut! Astăzi o să continuăm discuția despre pescuitul la rubeziană și fiindcă este încă frig la Brașov, o să continuăm cu lumea asta necesară a accesoriilor pentru pescuitul la rubeziană. O să vedeți, sunt câteva accesorii absolut necesare în pescuitul ăsta la rubeziană și filmăm de asemenea în magazin, întrucât, v-am zis, n-am reușit să ieșim pe vreo baltă, întrucât nu s-a dezghețat și e chiar a treia oară, cum vă spuneam și tura trecută, când încercăm să filmăm ceva la rubeziană. Primele două dăți am încercat pe baltă și nu prea ne-a ieșit din diverse probleme tehnice, așa că ne-am decis noi să încercăm în magazin. Așadar, cu lumea asta a accesoriilor. Dacă veți cumpăra o rubeziană de nouă, atunci, cum vă spuneam și tura trecută, chiturile nu vor fi tăiate. Adică, mă rog, vârful va fi destul de lung și foarte, foarte subțire. Atât de subțire încât nu va fi utilizabil. În ce sens utilizabil? Prin rubeziene, prin anumite tronsoane ale rubezienei, se trece un elastic. Și vom vorbi în curând, imediat, și despre elastice. Ei bine, pentru a putea trece acest elastic prin vârful rubezienei, evident, el trebuie să aibă un diametru minim necesar. Asta e evident în funcție de diametrul elasticului folosit. Așadar, el, de obicei, pentru marea majoritate a rubezienelor, trebuie tăiat întrucâtva. Că la unele e mai mult, că la altele este mai puțin, trebuie într-o oarecare măsură tăiat. Dacă cumpărați o rubeziană second hand și vine, cum de obicei vin majoritatea second hand folosite, vin deja elasticate sau eventual cu bucșele pe ele, n-aveți ce face și sunt gata tăiate. Ce vă sfătuiesc dacă o cumpărați o rubeziană de nouă? Vă spuneam tura trecută de importanța kitului de cupă, kitului de nădejde. Sfatul meu este următorul. Nu vă zgârciți în a tăia mai lung kiturile de pescuit decât kitul de cupă, ci tăiați-le pe toate la aceeași dimensiune. Asta mi se pare o chestie esențială. Să putem pescui acolo unde putem nădi. Asta am uitat să vă spun tura trecută, dar este absolut, absolut esențial în opinia mea. În trecut, când nu aveam kituri de cupă la rubeziene, pentru că ele au apărut ulterior apariției rubezienelor, majoritatea dintre noi încercam să păstrăm rubeziana cât mai lungă, pentru că, v-am zis, nu ajungeam la 13 metri și atunci, din dorința asta, lăsam kiturile cât mai lungi și forțam să pescuim cu elastice subțiri și apoi nu puteam pescui practic cam la aceeași distanță ca și partea de nădit. Cred că e o greșeală. Așadar, prefer să tai kiturile mai scurt, dar să fie la lungimea kitului de cupă, decât să fie prea, prea lungi. Bun. Așadar, să vă arăt un kit gata, gata montat. Este ăsta. Sper să nici nu lovesc ceva imediat. Perfect. Bun, hai să vă arăt. Și avem o mică cameră care face și un prim plan aici și să vă arăt. Este un kit, cum se vede, gata, gata tăiat. Ei bine, el are o bucșă internă și vom vorbi imediat și despre bucșele astea, iar ăsta este elasticul care iese din kitul acesta. El a fost întrucândva mai, evident, mai lung. L-am tăiat pentru a acomoda această bucșă și respectiv pentru tipul ăsta de elastic. Țineți minte, cu cât elasticul este mai gros, cu atât și diametrul bucșei pe care o folosiți trebuie să fie, evident, mai mare. Ăsta este, după cum se vede, este un kit de pește mic cu un elastic, vom vorbi și despre asta, este un elastic plin. Așadar, ce avem aici este o bucșă internă și vă arăt imediat una, un pic mai mare ca să se vadă în regulă. Sper că se vede și pe camera cealaltă. Este o bucșă de tip intern, în sensul că ea intră în interiorul kitului. Sunt și bucșe de tip extern care îmbracă marginea exterioară a kitului. Evident, cu o bucșă de tip extern putem acomoda un elastic de diametru mai mare, ceea ce e un oarecare avantaj. Pe lângă asta, o bucșă dintre asta externă care ar veni, să zicem, peste marginea kitului, protejează într-un câtva dacă acest dispozitiv de atașare a elasticului, care e de plastic, cumva lovește marginea kitului. Așadar, între bucșele interne și cele externe, pentru elastice de diametru mai mare, cum sunt cele de crap, prefer bucșele exterioare.
Pentru elastice mici, de pește mic cum este acesta, le prefer pe cele, pe cele interne. Aici nu prea are foarte mare relevanță. Ce vă sfătuiesc să luați în materie de bucșe dacă, încă o dată repet, dacă vă cumpărați o lubezian nouă și îi puneți bucșele voi pe chituri? Folosiți unele de teflon. Teflonul este cel mai non-aderent material inventat de om pentru că este fabricat artificial. Și asta înseamnă că frecarea cu peretele bucșei, cum vedeți voi aici, este minimă. Sper să vă pot arăta cum trebuie la cameră. Încă o chestie. Dacă bucșa este de teflon curat, multă lume spune că se poate lipi pe marginea kitului. Nu este adevărat. Dacă bucșa este de teflon curat, niciun adeziv nu va prinde. Pur și simplu pentru că coeficientul de frecare al teflonului este extrem de mic. V-am zis că e cel mai non-aderent material inventat de om. Așadar, ce vă sfătuiesc? Este să tăiați din aproape în aproape lungimea kitului, până când ajungeți la lungimea potrivită, astfel încât bucșa, fie aia internă, fie externă, să intre prin presare. Și atunci vă asigurați că nu va ieși practic niciodată. E, zic eu, o regulă de aur și înainte, într-adevăr, am încercat și eu să lipesc cu lipici din ăsta de tip super glue. Nu merge. Vă spun că nu merge. Un alt tip de, sper să și stea kitul așa, un alt tip de bucșă pe care vreau să vi-l arăt, e un pic mai special, asta e o bucșă de tip extern, dar cu un design deosebit față de astealte, este o bucșă mult mai mare și este o bucșă de, sper să pot arăta cum trebuie, e o bucșă de crap, specială pentru crap și după cum se vede e foarte mare și îmbracă foarte bine kitul. Pe astea le prefer eu personal la crap, mi se par superioare bucșelor din teflon alb, cum le vedeți pe astea pe care vi le-am arătat anterior. Cam asta cu bucșele și v-am zis, e cazul numai dacă nu cumpărați lubeziana de nouă și atunci trebuie să-i puneți bucșele voi. Urmează partea asta de conectică cu elasticul și avem în mare parte două posibilități. Este fie conectorul ăsta de plastic pe care îl vedeți voi aici la mine în mână, fie mai nou de câțiva ani apărute, niște conectoare așa numite de Dacron. Ce-i cu Dacronul ăsta? E, mă rog, un sistem alternativ de a conecta elasticul la linia de pescuit. Cum funcționează mai întâi conectorul ăsta de plastic? E bine, foarte, foarte simplu. El are un mic mașon aici de plastic, care aș vrea eu să pot să-l... Așa. Care culisează pe tija asta a lui și după cum vedeți, elasticul iese... Scuze, linia de pescuit iese după orificiul ăsta special creat. Mă rog, e un dispozitiv eficient și eu pe astea le-am folosit în... Da, să și reușesc să-l pun la loc. Bun. Eu pe asta le-am folosit de ani de zile. De ceva timp am început cu cele de Dacron. O să vă arătăm într-o altă emisiune, eventual pe baltă, cum se leagă și acestea. De bucata asta unde vedeți nodul pe multifilamentul ăsta, se leagă linia de pescuit, cum ar veni așa, și de partea cealaltă se leagă elasticul. O să vă arătăm într-o altă emisiune exact cum se elastichează efectiv kitul. E bine la momentul ăsta de știut că există și că se poate conecta cu ambele linia de pescuit. Un alt model de conector tot dintre ăsta de Dacron cu manșonul ăsta de cauciuc mai lung un pic. Așadar, revenind la conectica de plastic. Diferență mare, sper eu că se vede, cum să vă arăt. Sper eu că se vede foarte clar. Evident, asta este pentru o anumită dimensiune de elastic, asta este cu totul și cu totul altă dimensiune de elastic. În regulă. Ce mai avem ca și jucării? Este protecția asta de cauciuc, care să iau un alt kit și să încerc să nu fac o prostie. De fapt, și care are simplu rol de a proteja, sper că se vede de acolo, sper că se vede. Dacă elasticul trece prin mai mult de un tronson al rubezienei, evident el va arăta așa când frângeți kitul. E bine ca marginile carbonului să nu taie efectiv
elasticul, atunci se pune această mică protecție. Credeți-mă că face toți banii. Un elastic este mult mai scump decât jucăria asta pe care vă arăt aici. Sper să vă pot arăta cum trebuie la cameră. Așadar, un pliculeț de chestii de astea cred că e în jur de 10 lei și credeți-mă că fac toți banii, întrucât un elastic tubular de genul ăsta e minim 60-70 de lei, așadar nu vrem să cedeze, mai ales că îl folosim la pește mare. Bun, să pun kitul la loc și să vă arăt conectorul acesta despre care vorbeam. Opa. Este conectorul acela mare de care vorbeam și aici este o bucșă internă care, mă rog, nu este pusă de mine. V-am zis că le prefer pe cele externe la crab. Bun, acum, trecând mai departe către elastic. Către elastic. Sunt prezente pe piață trei tipuri de elastice. Ce vedeți aici este un elastic de tip plin și ce vă sfătuiesc să cumpărați ca și elastic plin și la ce să-l folosiți. Sunt elastice pline de tip latex cât mai pur, în procent cât mai mare de latex natural și le recunoașteți după coeficientul mare de elongație. Un latex curat merge la o elongație de cam 700-800%. Așadar, el se întinde la 7-8 ori de la lungimea lui inițială. Sunt de departe cele mai bune elastice pline și de obicei sunt folosite la pește mic, cum este și kitul ăsta pe care vi l-am arătat anterior. Un alt tip de elastic pe care l-am la îndemână este acesta și îl îndrept așa către cameră. Este un elastic tubular, mult mai gros decât cel plin. Acestea se folosesc în marea lor majoritate la pescuitul peștilor de talie mare, în special pescuitul crapului, chiar și mrenei, de ce nu. Sunt mult mai permisive decât elasticele pline, în sensul că au un coeficient de elongație și mai mare, dar și lucrează mai, cum să spun, lucrează un pic mai repede, în sensul că atunci când peștele pleacă în forță, cum ar fi un crab care demarează în trombă, răspund mult mai repede la șocul ăla pe care îl dă peștele când ia mult fir. Un elastic plin nu e atât de permisiv în sensul ăsta și din cauza asta se preferă elasticele tubulare. Există și o a treia categorie de elastice, reputate a fi cele mai bune de pe piață la ora actuală, de care, din păcate, pentru mine mai ales, nu am la îndemână. Este un hidroelastic. Este tot un elastic tubular ca și acesta, numai că interiorul lui este plin cu un anume lichid. Rețeta lichidului ăsta, din câte știu, este secretă. Este fabricat doar de către cei de la Daiva și rămâne, mă rog, sub patent, invenția rămâne sub patentul lor și nu știm ce fel de lichid conține. Ideea este că ele sunt reputate a fi mai bune și mai durabile în timp decât elasticele de tip hollow. Iarăși, în general, sunt folosite la pescuitul peștelui de talie mare. În regulă, cam asta cu elasticele. Partea cealaltă a kitului, respectiv unde conectăm acest elastic. Linia de pescuit v-am arătat cum se conectează la elastic, cu conectorul ăsta sau cu conectorul de Dacron. Dar cum îl conectăm în partea cealaltă? Păi vă arăt imediat. Așadar, să nu fac vreo prostie. Așadar, am și linia montată pe kitul ăsta. Și atunci, ia să facem o chestie. Așa. Bun. Folosesc un ceea ce se cheamă extractor. Ei bine, e efectiv o tijă de plastic, extractorul ăsta. Și iese un con care el, vă arăt unul și netăiat, acesta este tăiat la dimensiune ca să încapă pe kitul ăsta. După cum se vede pe conul ăsta, elasticul e înfășurat de mai multe ori. Îl pot desfășura eu acum ca să vedeți. Este înfășurat de mai multe ori, una pentru a avea o rezervă de elastic, dar cel mai important pentru a putea regla tensiunea elasticului, înfășurându-l sau desfășurându-l de pe scărița asta pe care o vedeți la mine în mână. Scărița asta se taie la dimensiunea corespunzătoare pentru a încăpea pe interiorul kitului și o chestie importantă de știut pentru voi, după cum s-a auzit, e și tensionat, se vede că extractorul intră pe cam distanța asta. Minimul distanțe pe care ar trebui să intre acest con
ar fi distanța pe care se petrec cele două tronsoane. Adică nu putem pune conul chiar până în capăt. Din simplu motiv că atunci când vrem să intrăm cu celălalt tronson, să-l mufăm în tronsonul ăsta, n-am putea din cauza conului. De asta trebuie să țineți cont când tăiați conurile pentru elastic. Ia să încerc să... Da. Bun, hai că am reușit. Să încerc să pun kitul ăsta la loc ca să nu fac vreo greșeală. Și să vă arăt un con. Să vă arăt un con. Două conuri netăiate. Ce vă sfătuiesc în materie de conuri? Sunt o droaie de firmă care produc conuri la ora actuală. În schimb, sunt doar câteva firme în care am încredere. Din simplu motiv că conul trebuie să fie cât mai moale cu putință. Sper că se vede aici. Când apăs pe el, conul trebuie să fie cât mai moale. Conurile ieftine sunt tari, sunt dure și atunci am mai auzit de cazuri când din cauza lor s-au fisurat kituri. Pur și simplu pentru că atunci când pescarul a strâns mâna pe kit, conul fiind tare, pe partea cealaltă evident că s-a produs ceva neprevăzut. După cum se vede, și ăsta este tot moale pe dinăuntru. Asta vă sfătuiesc să urmăriți când luați un con. Probați-le pur și simplu așa și atunci vă dați seama dacă conul este calitativ sau nu. De asemenea, trebuie să aibă scărița asta pe care o vedeți voi aici, pe care v-am arătat că era pus surplusul de elastic. Asta vă permite o libertate de manevră în a tensiona elasticul în funcție de cum vreți voi. Ce vă mai trebuie în afară de con? Vă mai trebuie un extractor, cum vedeți aici. Când cumpărați conul, de obicei firma respectivă produce și vinde și extractoare dintre astea pe dimensiunea corectă. O altă metodă de a atașa elasticul la kitul rubezienei este una folosită cu pregătire de către italieni și este cea folosind inițial se folosea ață dentară. Mai nou se folosește și un fil dintre ăsta de tip textil multifilament. O să vă arătăm efectiv pe baltă cum elasticăm niște kituri dintre astea. Vă arăt numai cum arată el interiorul lui. De el am prinde așa, spre exemplu, elasticul și după aia l-am înfiletat prin interiorul kitului, iar partea asta de fir este foarte subțire încât să iasă din kit efectiv, să fie prinsă pe marginea kitului cumva. De obicei se prinde cu scotch sau cu bandă și el fiind subțire nu deranjează atunci când se mufează tronsoanele rubezienei. Eu nu personal prefer, dar asta e atenție o preferință doar a mea, prefer conurile pur și simplu estetic vorbind și prin ușurința manevrării lor în a tensiona sau a detensiona elasticul. Alt accesoriu necesar, ceea ce poate trebuia menționat tura trecută, este conul ăsta de capăt. Este o protecție pentru cotorul rubezienei, pentru capătul cel gros al rubezienei, pur și simplu pentru că atunci când rulăm rubeziana în spate, o să vedeți asta efectiv la pescuit. De multe ori sunt diverse obstacole prin spate, no, că așa e la pescuit, și atunci o protecție dintre asta pentru capătul rubezienei chiar face banii și nu vă trebuie decât una cumpărată cu condiția să nu o pierdeți, evident, o singură dată. Asta este un con reglabil, asta vă sfătuiesc și pe voi, pur și simplu, rotind așa de el, se înfiletează și manșonul ăsta de cauciuc își mărește diametrul și atunci el prinde interiorul rubezienei. Nu cred că chiar nu știu câți bănuții e chestia asta, dar chiar face bănuții pentru a vă proteja bățul. Ce am uitat să vă zic apropo de elasticare, dar asta o să vă arătăm practic. E cam imposibil să introducem elasticul prin interiorul kitului rubezienei fără o astfel de sârmă, care încerc eu să vă arăt aici. Are un capăt de genul ăsta în care putem prinde capătul elasticului. Haideți să vă arăt ceva de genul ăsta, pentru a-l putea trage prin interiorul kitului. Am încercat, când nu existau sau când nu aveam eu astfel de sârmă, diverse metode, e destul de complicat, o sârmă de asta cred că îi pun în 10 lei și credeți-mă că ușurează foarte, foarte mult munca în a trage elasticul prin interiorul kitului. Încă un accesoriu de care vreau să vă pomenesc este jucăria asta e o spumă, de fapt, Clean Caps, nu cred că are o traducere în românește chestia asta. Ce face, în esență? Intră și îmbracă interiorul kitului, al tronsonului mare al rubezienei, el va veni aici. Și după cum vedeți voi, sper că se vede, este o mică margine aici, care este un pic mai mare decât diametrul ei interior.
Chestia asta vine și curăță interiorul tronsonului în care mufăm. Și atunci scăpăm de cel mai mare inamic al rubezionelor, care este praful sau nisipul, care inevitabil, evident, intră pe interiorul tronsoanelor, și atunci, de fiecare dată când le mufăm, vom face niște zgârieturi, chiar și microscopice, acolo, dar evident că vom slăbi partea aia de mufare. De asta și mufările sunt de obicei ranforsate la mai toate rubezienele. Încă o chestie utilă, n-aș zice esențială, și o să vă dau și o soluție alternativă, homemade, ca să zic așa, este lubrifiantul ăsta, cu care ajutăm elasticul să culiseze ușor prin interiorul kitului rubezienei. Se poate face și homemade, o să vă dăm rețeta într-o altă emisiune, cum puteți face un astfel de lubrifiant de o calitate arhidecentă. Încă o chestie de care am uitat să vă spun, și ultima, este un alt tip de con folosit la rubezienele de pește mare, și apelez din nou la kitul ăsta. Opa. Este conul de tipul ăsta. Ei bine, sper să se vadă. Este conul de tipul ăsta, care are o denumire anume în engleză. N-aș vrea să o pronunț acum, pentru că dacă punem filmulețul pe YouTube, n-aș vrea să fiu acuzat de către unii părinți că am învățat copiii la prostii. E un con, să zicem, de tragere. E un pic mai special în ce sens? Are tija asta foarte lungă și, după cum vedeți voi, ăsta e un elastic tubular destul de gros. Evident, ăsta este un kit de crab. Care este rostul lui și cum trebuie tăiat? Trebuie tăiat la dimensiunea corectă. El a fost original mai mare de atât. Trebuie tăiat la dimensiunea corectă pentru ca atunci când intră, o să se vadă aici, atunci când intră în kit să rămână o mică parte din elastic afară pentru a putea trage de el. Asta ne permite tensionarea elasticului și e foarte util în pescuitul crapului, mai ales când recuperăm peștele și vrem să punem un pic mai mare presiune pe pește, să-l putem aduce mai repede la mincioc. Ăsta este un tip de con mai aparte. Mai nou sunt și kituri pregăurite de către fabricant și evident ranforsate în zona respectivă, prin care se poate trage un elastic tubular dintre ăsta și preiau rolul conului ăsta pe care îl vedeți voi aici. Nu știu, mie mi se pare o idee proastă în a da o gaură într-un kit de carbon, adică voit a face un punct slab de rezistență. Tocmai de asta sunt și ranforsate, dar eu prefer metoda conurilor, mi se pare foarte la îndemână, decât metoda kiturilor ăstora de tip power pregăurite. E opțiunea voastră asta, ce fel de kituri preferați sau cu ce fel de kituri vine rubeziana respectivă. În regulă, cam asta cu accesoriile de rubeziană. Ce vă sfătuiesc, nu vă scârciți, mai ales la partea de conuri și la partea de bucșe, pentru că sunt chestii pe care de obicei le folosiți cam o singură dată, bucșele cel puțin cu certitudine, după ce ați tăiat kitul și ați pus bucșa pe el, de obicei cam aia rămâne, nu se întâmplă deseori să punem altă bucșă și așa mai departe, așadar nu merită la chestia asta să vă scârciți. Căutați niște bucșe de teflon de cea mai bună calitate pe care o puteți găsi, de asemenea și conuri. V-am explicat de ce. Am văzut kituri de rubeziene troznite, crăpate din cauza conurilor de o proastă calitate. Să fim serioși, să dai 1000 de euro pe rubeziană și să iei un con de 10 lei și să strici un kit, chiar nu cred că e o treabă. Așadar, la chestia asta v-aș sfătui să nu faceți rabat. De fapt, la mare majoritatea accesoriilor astora pe care vi le-am prezentat acum, nu cred că merită făcut rabat. Și după elasticarea asta a kitului, mie nu mi s-a întâmplat adesea să fiu nevoit să schimb doar elasticul. Elasticul, într-adevăr, cedează în timp datorită mai ales razelor soarelui, cedează în timp și trebuie schimbat, să zic, relativ des. Dar marea majoritatea accesoriilor celorlalte le aveți forever, ca să zic așa. Cam asta despre accesorii. Sper eu că ne vedem pe baltă, să dea Domnul să se încălzească la Brașov. Nu numai la Brașov, peste tot de altfel. Și să ne vedem pe baltă cu niște explicații mai practice pentru elasticarea kitului și, de ce nu, pentru un pescuit la rubeziană. Până data viitoare, vă urez fir întins oriunde ați merge voi.